Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Facem un experiment sau două în filmulețul ăsta. Avem un client demontat în grădină undeva la 400 și ceva de lămpi. Nu se pune problema de bani, plătește ce e de plătit, dar nu crede în doze de tipul ăsta sau în doze de tipul ăsta cu rășină. Sau în orice fel de component care izolează până la IP68 și de la IP68 în sus. Așa că vreau să-i facem o demonstrație, să vedem. Sare diferențialul, sărim în sus. E cea mai frumoasă combinație. O să vedeți apă cu curent. Ăsta e produsul. Adică ăsta, doza de aici. Da, că sunt un șurub, două chiar. Avem capacul aia. Are și garnitură. Să vedem și ce. Am luat mai multe să facem teste de la, cum îi spune doamne, materialeelectrice.ro. Toate soluțiile care le-au avut. IP67, că să și vede pe el dacă ne lasă. IP67. Îmi place că una e astupată, dacă ai nevoie doar de una, adică de o intrare și o ieșire. De obicei, la luminile de grădină ai venire, plecare și alimentat lampa, dar e foarte bine că ai dopa aici și chiar o să-l testăm să vedem dacă ține și el. Că am tras decât o intrare și o ieșire. E destul să testăm. La capete i-am pus vago, că o să-l legăm aici la cele trei fire magice. Haideți să-i punem capacul și să-i facem un test. La asta trebuie atenție maximă la garnitură. Inclusiv șuruburile au o mică șaibă de cauciuc. E un pic mai complicat, dar nu e imposibil. Nu-mi place la asta tipul de prindere cu clema aia șir. Deci nu-mi place și nu-mi place. Ia să vedem dacă putem să o păcălim cumva. Să-i punem noi garnitura dinainte. Adică dacă alegem varianta asta, o să dau toate astea jos și o să le pun vago. E mult mai sănătos, zic eu. Adică nu mai sănătos, mai rapid. Că n-are ce să pățească clema aia și la cât papă o lampă de grădină. Asta dacă nu cumva clientul e fan halogen și atunci am stricat ploile. Să văd că trebuie să ocolesc și camera și tot. O să strângem un pic și verificăm dacă garnitura a prins pe toate părțile sau nu. E ok de jur împrejur. Putem să strângem. Merge destul de greu și așa și trebuie. Nu pare că poți să-l dai peste cap. Știți senzația aia de șurub? Zici că e mort. Zici că strângi în fier. Și să-i facem temutul test Enceanu. Care știți, lăsați la comentarii ce e la temutul test Enceanu. Așa. Bun, hai să o dăm pe asta la o parte. Am zis că am alte produse de la Raitec, bicomponent. Mai avem încă unul. Deci le are pe toate. Pe stoc m-am și mirat, am sunat la mai multe firme, inclusiv la Selpac. Mâine, poimine, joi pe 32.
Pe mine mă interesează acum. Monogelul nu-l mai testăm. Vi l-am mai arătat într-un filmuleț. Dacă vreți neapărat, fac un filmuleț viitor sau pe viitor cu domnul Monogel. Acum avem treabă cu asta fără nimic în ea și da, sper că le-am strâns calmea. Și unul din astea o să testăm în doza care am dat-o la parte și IP55. Și o cutie de pateu, cum le place la mulți să folosească, se poate aduce la IP68. Hai să facem conexiunile. Nu știu cât vedeți voi acolo. Legă în fază, nu-l avem pe la fasungul ăsta, dar trebuie tras la lampă obligatoriu în teren, da? Nu ne jucăm. Este obligatoriu. Protecția anulul de protecție la lampă, de fapt la orice circuit. Am mai spus că e lampă veioză, încărcător de telefon, vibrator, n-are importanță. Te vezi cum ne păcălea. Bun. Hai să-i facem băiță, să nu-i facem lui Vago ăsta. Băiță e foarte important. Și să băgăm ștecherul în priza asta cu care are faza în stânga. Ia uite-l că s-a aprins becul. S-a aprins becul. Diferențialul a supraviețuit. Deci putem să montăm și în piscină asta. Ce râde nea Cătălin aici în spate. Da. Îl mai lăsăm un pic, fii atent că încep să ia aer. Scos bule. Asta e ca la alea, la țevile de pexal. Ce vreți să testăm dacă pe da, oricum nu se vede. Dacă ai... N-avem, dar oricum nu cred că se vede pe cameră. Cred că cu duspolul la original. Că are o lampă de zici că... De unde ești scos-o pe asta? Duspolul are o lampă, zici că e halogen. Hai că s-au făcut 7 minute. Stai în apă. Ok. Ne apucăm și de aia cu rășină, ca să nu ne plictisim. Se vede că e plină de aer, că nu vrea să stea în apă. Da, mai are ceva bule, dar nu are treabă. Presetupele să mai pot strânge, eu le-am strâns, să zic, mediu, chiar că vreau să văd exact ce face. Merge să bagi mâna înapoi. Deci e bine. Bun, ne apucăm de cealaltă. Scoatem ștecherul din priza asta cu faza în stânga. Știu, calmați-vă, o să o schimb. Așa s-a nimerit. V-am mai zis faza cu cizmarul care n-are cizme, da? Sau croitorul care e rupt în partea dorsală. Să nu zic curcă, să supără careva. Scoatem balena din apă. Dacă îi dau pauză, oricum trebuie să iau și apa de aici și revin imediat. Da, să ne apucăm de cealaltă doză. Data asta îi punem bicomponent. Îl alegem pe ăsta. Care zici nea, Cătălin? Magic gel, ăsta seamănă de la de mărit șurubelniță. Pe ăsta îl știu. Asta nu știu. Da? E bine, atunci îl facem pe ăsta. Așa. Aducem pacientul, care are la fel, vagul la fiecare capăt. Bineînțeles, o să-i punem și lui tot vagul, ca să nu stăm să pierdem timpul. Că unii se plictisesc repede.
Am mai primit câteva comentarii de alea că sunt arogant, sunt nu știu ce și n-am mai stat să mă cer cu nebunii. Le-am scris: tăticu, eu că mă uit la TV și de fapt nu prea mă uit la TV, dar dacă mi-apare Iohannis pe TV, schimb canal. Stau să-mi crească perea, să mă enervez. Nu-ți place? Next. Avem atâtea opțiuni în ziua de azi încât te interesează ceva, poți să te uiți la altceva. Aș cu peu. Dar l-am socut pe ăsta, m-am tâmpit de tot. Deci nu se vede nimic acolo. Plictisim oamenii, chiar că uite, au dreptate, vezi? Când te grăbești, nu este ce trebuie. Le-am dezis ăla și eu exact să nu ajung. Așa. Bun. Deci să vedem. Nu mai citim instrucțiunile, vă spun eu imediat cum să face, că nu e prima. De asta sunt sătul de ele. Dar pentru cei care nu știu, să amestecă astea bine, 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 bine. Că au până și aceeași culoare. Și la ce mă refer aceeași culoare, că iar nu o să ne înțelegem. Ăsta, spre exemplu, când stă mult, ia uitați-vă, are, aici e un pic mai deschis și aici e închis și trebuie amestecat super, super bine. La asta mă refer. Oricum așa se face, se amestecă bine, bine. Eu acum ce că mă grăbesc și suntem la minutul 12. Bine, până la urmă, asta e pentru că mașini. Deci se amestecă super, super bine. Se amestecă până ca în spray, până nu se mai aude bila, știi? Da. Asta altă glumă de șantier. Ah, bun Pepsi. Așa, desfacem două pușoarele. Bineînțeles să toarnă în cantități egale. Și, nu știu, la 0,25 o să facem, chiar dacă iese mai multă, mai puțină. Nu contează. În cantități egale, cică. Stop. Stop joc, a? Lăsăm să scurgă azi. Înțelegi, zici că sunt componente de plictisit oameni, știi? Nu e adevărat. Cine e interesat să uită cu plăcere. Și asta e adevărat. Bine că au luat la murdării pe... Spun asta din experiența mea. Și eu mă uit cu plăcere când e ceva care îmi place și mă interesează, așa că... La murdării pe viețuiete, da? L-ai protejat? L-ai făcut tipe și așa? Da. Bun, și acum jucăria asta se amestecă timp de un minut. Cu spatula. Laboratorul lui Dexter, știi? Da. Oricum începe să întărească la un moment dat. Depinde și de temperatură. După ce s-a amestecat un minut, trebuie să o torni în maxim un minut. Interesant de spus dacă la temperaturi scăzute afară mai este valid de folosit. Nu știu să-ți spun că n-am folosit. Da, trebuie să scriem undeva în instrucțiuni până la cât în 10 minute
se întărește la 25 de grade. Temperatura de utilizare minus 60, ea ne interesează, dar amestecarea ar trebui să scrie undeva. Dar nu cred că merge pe frig, să nu spun vreo prostie. Cronometra careva cât am amestecat aici, la cronometra nimeni. Era bine să fim pe live, că acolo am băieții mei cu cronometru. Venea informația imediat din internet. Păi cum? Vezi că ai depășit, bravo! Și la asta la fel, se amestecă până nu se mai aude bila. Din spray. L-am fost inspirat, trebuia să folosim o da, la șurubeniță electrică în care înfigeam spatula și la câte agitator mecanic. Știi? Automatizări avem noi aici. Lucrăm ca în epoca de piatră. Dacă la final este lucru bun. N-ai ce să comentezi. Apa ne spune. Cum am băgat-o la apă, ne spune exact. Și se pune ca frișca pe tort sau înghețata în cup. Și am zis orice doză sau cutie de pateu, de conservă, că se folosește. Orice doză poate fi făcută IP67. Îi dăm pauză că oricum trebuie să stăm 10 minute. Revenim cu piscina cu apă. Da, și aproape s-a făcut, s-a copt, s-a dospit. Hai să facem piscina. Piscina cu apă. Așa. Să legăm ce avem de legat aici. Nu luați în seamă zgomotul din background, că e trucaj. Da, și ție îți place? E trucaj. Și așa mă fac ăștia beții. De fapt mă consideră că n-au cum să mă fac. Așa, fază, legăm și becul, iar fără împământare, bineînțeles. Așa, fază, nul, eu te l-am scos, spun la unul care își toarnă Alexandru, nu vine să-l bat. Să nu te neci, crocodile. De fapt, cine dracu a fost crocodilul necat? Hai ca asta să scufundă bine. Ia să vedem. Pognește ceva sau? Chiamă-l pe la ține mâna în apă. Ia uite ce frumos dominează. Da? Are ceva? Super tati. Chiar elegant. Da, ce e interesant la tipul ăsta, care l-am folosit acum de bicomponent, că rămâne exact ca, cum se numește celălalt, monogelul. Adică poți să scoți astea de aici din el. Îl tragi afară, e o gelatină așa. O dai afară și poți să umbli, să refaci circuitele. Dacă stai, ai o intervenție. Răbdare, mânuși și ceva de șters la tine. Bine, se poate reface, deci nu se face tun cum e epoxy, spre exemplu, aia A plus B. Da, cam atât la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. V-am pupat!